Puțin dintre noi își imaginează cât timp și câtă muncă sunt necesare pentru crearea unei sculpturi în piatră. Imaginile următoare au fost filmate pe parcursul unui an întreg și vă prezintă etapele nașterii unei opere de artă. Este vorba despre tema convertirii lui Saul, devenit ulterior apostolul Pavel, lucrare care îi aparține sculptorului Dinu Rădulescu, amănunte la Telecultura. Ai o bucată de piatră care sper să se potrivească cu ce ai tu în cap. Saul e făcut dintr-o piatră relativ moale, mare ca dimensiune, culoarea e frumoasă, un alb gălbui, și se patinează frumos. Ți-aduni sculele și constați că nu știi de unde să începi. Și atunci îți vine mintea românului adă pe urmă și te apuci să faci niște schițe în desen, nititele, din diverse poziții. Vezi că nu-i destul nici asta și faci o schiță în lut. Și în felul ăsta vezi formele mari ale viitoarei sculpturi în spațiu. Și nu mai bâșbâi când te apuci să lucrezi pietroiul. Evident că la cioplirea directă, plecând de la o schiță care e cât palma, lucrurile rămân periculoase. Îți iei inima în dinți, te apuci de treabă, prima chestie e degroșatul. E o parte care poate fi tratată puțin mecanic. E o sculă bună cu care poți să tai felii zdravene din piatră, poți să și șlefuiești. În orice moment se poate produce o surpriză, adică să o iei cu forma în direcția în care nu trebuie. Mai ales dacă sculptura e complicată, cu forme multe și care se răsucesc în spațiu. Toată problema este cât îți permite materialul să tot intri în el, să-l tot micșorezi, să-l tot subțiezi, să schimbi orientarea axelor în spațiu, la un moment dat intri în impas. Deci mai contează și șansa, să zicem, norocul sau voia celui de sus. Trebuie pe undeva să simți masele mari, poziționarea lor în spațiu, încă din faza de groșeri. Dacă ai avut norocul ăsta să pui lucrurile cum trebuie în spațiu, pe urmă merge ceva mai ușor. Intri în detalii, precizezi structura fiecărui volum în parte, cu niște scule mai fine, cu dalta, cu gradina, care este un fel de daltă cu dinți. În final, dacă vrei să netezești ceva, cu rașpelul, cu diverse alte materiale abrazive, și constați că a trecut anul de când te-ai apucat de treabă. Motivul pentru care toți care ne-am apucat de treaba asta o continuăm, explicația e simplă. Pasiune. Pasiune. Pentru arta asta specială care e sculptura.